De ce a refuzat Andy Constantin să-i ofere inelul câștigătoarei Burlacul 2021, Ana Bene? Ana Bene este câștigătoarea emisiunii Burlacul 2021, dar nu și câștigătoarea inimii lui Andy Constantin. Ana Bene este câștigătoarea emisiunii Burlacul 2021. Deși frumoasa brunetă a reușit să-l cucerească pe Andy Constantin și părea cea mai potrivită pentru el, acesta nu i-a oferit inelul. Motivul pentru care Andy Constantin nu i-a oferit inelul câștigătoarei Burlacul, Ana Bene. Andy Constantin este unul dintre cei mai râniți burlaci din România. Scopul pentru care s-a înscris la această emisiune a fost pentru că se consideră un bărbat suficient de matur să-și formeze. O familie și a sperat ca în momentul în care va cunoaște o fată pe placul lui, să fie pregătit 100% de a-i oferi inelul. Am zis că nu o să fac vreodată acest pas până nu consider că sunt destul de matur să știu că am. O responsabilitate enormă față de viitoarea mea familie și că pot să le ofer totul. A declarat Burlacul înainte de începerea emisiunii Burlacul 2021. Deși, conexiunea dintre Burlac și Ana Bene a fost vizibilă, și aceasta a fost câștigătoarea emisiunii Burlacul 2021. Acesta nu a simțit să ofere inelul și a considerat că este nevoie de mai mulți pași pentru acest lucru. După finala emisiunii, Andy Constantin a pornit către Cluj, orașul de unde este câștigătoarea. Cei doi au petrecut momente frumoase împreună și au încercat să se cunoască mai bine. A venit la Cluj împreună cu un prieten și am cinat împreună, iar în următoarea zi ne-am petrecut câteva ore împreună la schi, a spus Andy Constantin. Deși părea să fie femeia în care găsește multe calități, cei doi au decis că nu sunt potriviți și au decis să rămână la o relație de prietenie. Ana e o femeie puternică și o persoană foarte dragă mie, o persoană de încredere, un om pe care îl admir. Relația noastră este acum una de prietenie, bazată pe sentimente sincere. Avem și vom avea întotdeauna o conexiune reală pe care o voi prețui foarte mult. Consider că suntem două persoane mature și înțelegem că, deși ne asemănăm din foarte multe puncte de vedere, acest lucru nu garantează succesul într-o relație, a mai declarat Andy Constantin. Cel mai frumos moment dintre Andy Constantin și Ana Bene de la Burlacul 2021.
Unul dintre momentele cu Ana Bene și Andy Constantin este datul în care au participat la o lecție de olărit. Cei doi s-au bucurat împreună de o întâlnire romantică, în care burlacul a încercat să o facă să arate ceea ce simte. Sesiunea de olărit în doi a fost un moment bun de a se apropia unul de celălalt și de a se cunoaște mai mult. În mod normal, atunci când cineva nu-ți transmite ceva, corect este să-i comunici și să încerci să vezi de ce. În cazul Anei, se știe că ea este un pic mai reținută, dar nu cred că te poți reține de la a simți o emoție sau de la a o arăta. A spus burlacul despre întâlnire.